aceste proiecte, în fapt, dumneavoastră le-ați mai votat, a fost doar o inadvertență. Ceea ce vi s-a prezentat la mapă a fost ceea ce am primit în format electronic, dar datorită volumului foarte mare pentru fiecare proiect, nu s-a încărcat tot proiectul la fiecare proiect în parte. Astfel încât în momentul când l-am avut în stadiu fizic și examinând și făcând comparații între varianta electronică și varianta din stadiu fizic, s-au constatat diferențe. Astfel încât era normal să vă supunem dumneavoastră varianta întreagă, integrală a fiecărui proiect, atât pentru legalitate cât și pentru conformitate. De asta, la ședința de astăzi, propun ca să votăm la pachet toate proiectele, pentru că am același obiect și dumneavoastră ați mai trecut odată prin ele. Vom lua doar avizele pentru toate și vom supune la vot. Deci, supunem la vot proiectul 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am spus ca să rămână și pe bandă de asta. Astfel încât acum, domnul președinte, vă rog să luați avizele la fiecare proiect. Expunerea... Documentația ați avut-o la mapă, subiectele au mai fost discutate și la ședința anterioară. Rog Consiliul Local să aprobe în această formulă, sperăm că e ultima, nu mai trebuie să mai supunem nimănui vreo aprobare a unei alte modificări. Vă mulțumesc. Îl levi pe domnul secretar să prezinte punctul nu de vedere. Nu există obiecțiuni de legalitate la niciunul din proiectele menționate. Domnul Fantaza? Domnul Chindruș? Domnul Mateuță? Doamna Breahnă? Doamna Pricopoaia? Domnul Stan? La Comisia 5, favorabil toate proiectele. Discuția asupra proiectelor de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot toate proiectele. Supunem proiectele de la 1 la 10. De la 2 la 10, îmi cer scuze, de la 2 la 10. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 13 voturi au fost votate proiectele de la 2 la 10 și au fost totodată adoptate. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.